Одеса, Украина. Тамара Гузенкова, доктор хабілітатин штиінці історичі, директор аджунт але інституту ЛІДІ-4. Флорин Пінтеску, доктор ін історії, конференціар університар, ла катедра дрепт інтернаціонал ші релації інтернаціоналі, а університ... Булгарія Євроасіатик. Мар'яна Ристар, університете публіка Дін Навара, плам урашу Памплона, Спанія, Євгеній Пчолов, доктор ін історії, конференціар університар Росія, Тінця Молдовій ші інституціяли університари але цірі ностри. Vă mulțumesc, dragi colegi, că ați acceptat invitația Institutului de Relații Internaționale din Moldova pentru președintele Republicii Moldova, domnului Igor Dodon, doctor în științe economice. Domnul președinte, vă rog. Eu vă mulțumesc foarte mult organizatorilor. Și stimați prieteni, stimați oaspeți, eu cred că și cei din sală poate să confirme, dacă nu greșesc, în ultimii 15 ani este prima conferință sub patronajul președintelui Republicii Moldova, anume pe această tematică. Ultima a fost în 2003, 2004 sau 2005. Dar pe parcursul ultimilor 10-15 ani, cu regret, acest subiect nu a fost în vizorul președintelui Republicii Moldova. Și aceasta este o greșeală. De ce conferința de astăzi, care îi dăm startul acum și care va dura două zile, eu cred că are o importanță enormă pentru întreaga societate. Înțeleg că vor fi opinii și sunt opinii diferite, dar a venit timpul și la nivel de președinte al Republicii Moldova să spunem foarte clar și ferm că în Republica Moldova este limba moldovenească și este istoria Moldovei. Stimați participanți la conferință, stimați oaspeți, onorată asistență, vreau să vă salut pe toți la acest forum științific dedicat statalității Republicii Moldova. Noi trebuie să scoatem la lumină problematica statalității moldovenești, să o discutăm neîncetat și vă mulțumesc sincer pentru contribuția dumneavoastră la elucidarea istoriei noastre politice. În aceste vremuri, când identitatea și istoria moldovenească sunt în mod sistematic subminate, e nevoie de o mobilizare nu doar socială, ci și intelectuală, pentru a apăra valorile unui popor care vrea să-și trăiască propriul destin în mod independent și cu demnitate. Consider că acest forum este un exemplu de mobilizare intelectuală, iar mesajele dumneavoastră vor fi deosebit de prețioase nu doar în plan teoretic, ci și ca repere pentru diferite strategii aplicative, pe care vă promit că le vom implementa în anii care vin. Vă asigur că în persoana mea veți găsi mereu un susținător al identității și statalității moldovenești. Ca șef de stat, prima mea datorie politică și constituțională este să garantez și să consolidez statalitatea Republicii Moldova. Pe parcursul ultimilor 7 ani, de când m-am lansat în politica activă, eu am participat în mod direct la 10 de evenimente destinate cultivării identității moldovenești. Am organizat numeroase conferințe științifice, am inițiat diverse proiecte patriotice, inclusiv campania națională Iubesc Moldova. Apropo, campania națională Iubesc Moldova, în acest an vor fi 6 ani de la lansare, eu am lansat-o pe data de 7 aprilie 2011. Am sprijinit publicarea unor monografii despre istoria Moldovei. Cu atât mai mult acum, când dețin o funcție influentă la nivel de stat, voi face tot posibilul ca prin acțiunile mele să contribui la protejarea și consolidarea statalității noastre. Vă amintesc că chiar din primele zile ale mandatului meu am demonstrat prin anumite hotărâri și gesturi că voi fi consecvent în mesajele și acțiunile mele pro-stataliste și pro-moldovenești. Am insistat să fie operate modificări în cele mai mici detalii,
de la menționarea limbii moldovenești pe site-ul președintelui în locul limbii române, până la afișarea drapelului istoric al Moldovei medievale lângă drapelul de stat. De asemenea, am propus ca ziua de 2 februarie să fie comemorată oficial, ca zi de importanță majoră în constituirea statalității moldovenești, care amintește despre eliberarea Moldovei de sub dominația străină în 1365. E o zi care simbolizează afirmarea demnității național-statale a poporului Moldovei. În această zi vom decerna anual Ordinul Bogdan Întemeietorul unor persoane marcante, așa cum am procedat și în acest an. O altă inițiativă recentă, de fapt un demers în adresa Guvernului, este cel de a introduce istoria Moldovei în curicula școlară. Vă amintesc că de mai bine de 20 de ani, de la obținerea independenței, noi în loc să învățăm în mod firesc istoria Moldovei, am învățat o istorie a românilor, raportându-ne la miturile, viziunile și doctrina țării vecine. E dificil să găsim în lume vreun alt exemplu când o țară învață după manuale de istorie a altei țări. E ceva de neconceput. Noi însă, cu preluarea istoriei altei țări și a altui popor, am reușit să fim originali, într-un mod că se poate de neinspirat. Mai mult, am reușit să facem o eroare strategică greu de reparat. Am semănat confuzie și disensiuni în propria țară. În Republica Moldova, trecutul istoric, așa cum este el tratat din lanterna călăuzitoare spre viitor, a fost transformat în măr al discordiei, într-un veșnic teren al polemicilor și certurilor, care în loc să ne propulseze înainte, ne ține pe loc, în stagnare și dezbinare. Nu e cazul acum să menționez căror forțe le convine această situație. Contează că situația în cauză nu convine deloc dezvoltării liniare și sigure a statului Republicii Moldova. Este uimitor că, deși majoritatea, mare majoritate, a populației țării noastre se identifică drept moldoveni și vorbitori de limba moldovenească, nouă ni se impune o altă istorie și o altă identitate. Și este uimitor că așa numitele elite politice acceptă orbește acest lucru. Toate sondajele de opinie, inclusiv recensământul din 2004, confirmă că majoritatea cetățenilor se percepe sine ca moldoveni. Această percepție generală de autoidentificare a populației băștinașe este mai mult decât o constatare sociologică. Este o probă a faptului că sociopsihologic, identitar, simbolic, istoric și geografic, oamenii de pe aceste pământuri se regăsesc ca parte a unei comunități omogene, cu un nume reprezentativ și cu o memorie colectivă bine înrădăcinată. Această comunitate cu al său nume și cu a sa memorie istorică formează fundamentul însuși al poporului. În lipsa acestui fundament, reprezentat prin nume, va dispărea și poporul. Iată de ce este atât de important să ne îngrijim de identitatea noastră moldovenească, deoarece ea stă la temelia statalității. Уважаемые участники конференции, дорогие друзья, благодарю вас за участие на этом научном форуме, который отчасти приурочен и к столетию восстановления молдавской государственности в декабре 1917 года. Но к той дате мы еще основательно подготовимся. И я вам обещаю, накануне того события мы вновь встретимся. Наша общая миссия очень важна, особенно сегодня, когда, как ни прискорбно это отметить, идет разрушение молдавской государственности, идет процесс деструктуризации молдавской идентитарной матрицы. Так уж случилось, что парадоксальным образом с обретением независимости мы стали терять наш национальный культурный код. Мы пали жертвой идеологической, информационной и психологической кампании по искоренению молдавской идентичности из нашей исторической памяти. Перед этими вызовами и выпадами мы обязаны сплотиться. Это наш долг. Без молдавской идентичности не станет и государства. А там, где крах государства, там и крах народа и всей его истории. Какой бы великой она ни была. Республика Молдова, на мой взгляд, может реализоваться как современное и крепкое государство, только сохраняя и развивая то восприятие о молдавской идентичности, которое еще имеется. Иначе, если мы не остановим процесс романизации, страна пропадет,
у Молдовы не станет будущего. Краеугольным камнем всего процесса сохранения нашей государственности является преподавание курса «История Молдовы» в школах вместо «Истории румын». Нашим гостям это может показаться невообразимо, но наши дети учат в школах историю румын, усваивая мифы и имперскую идеологию соседней страны. И это несмотря на то, что все социологические опросы, в том числе перепись населения 2004 года, подтверждает установившуюся на протяжении более 600 лет реальность. Правители и жители молдавского государства всегда считали себя молдаванами. Это национальная самоидентификация не просто социологическая констатация. Это свидетельство того, что психологически, этнически, символически, исторически и географически коренные жители этих земель сознают себя однородной общностью с многовековыми, прочно устоявшимся именем молдаван. Общность, историческая память и идентичность составляют основу народа. Без этого фундамента, который выражается в этнониме «Молдовень» и в глотониме «Лимба молдовеняска», исчезнет сам народ. Поразительно, но вопреки тому, что подавляющее большинство населения нашей страны считает себя молдаванами и носителями молдавского языка, нам административно навязывает чужую историю и чужую национальность. И удивительно, что так называемые политические элиты поддакивают этой антимолдавской и антигосударственной пропаганде. Я, как президент, сделаю все возможное, чтобы защитить и утвердить нашу государственность, и утвердить нашу именно молдавскую государственность, нейтральную и независимую. Считаю также принципиально важным создать молдавскую гражданскую нацию, которая будет содержать в себя все этносы нашей страны, но в то же время будет обладать своей четкой идентичностью на международном уровне. Все уважающие себя страны, все сильные государства имеют выраженную национальную идентичность. Именно во многом благодаря определению единой государственной идентичности эти страны и стали сильными и уважаемыми. Достаточно вспомнить Россию, Францию, Испанию, Польшу или весьма красноречивый пример Соединенных Штатов Америки. Полиэтничное и даже многорасовое государство, каждый гражданин которого, однако, находясь за пределами страны, называет себя американцем. И подобных примеров множество. Нам же, гражданам Республики Молдова, пока не хватает этой солидарности по принципу национальности. До сих пор у нас не были развиты понятия и образ государственной идентичности. Но пора уже это реализовать, если мы хотим выражать себя как единый народ. Во всех этих стремлениях и делах наша команда государственников очень надеется на интеллектуальную и теоретическую поддержку ученых-историков, социологов, политологов, этнографов. Поэтому еще раз выражаю свою признательность, что вы освещаете в своих работах этот наиважнейший для нас вопрос. К сожалению, не всегда мы находим поддержку здесь, внутри страны, в нашей Академии наук. Это нужно сказать честно, открыто. Академия наук, которая финансируется за счет налогов, которые платит молдавский народ, защищает интересы другого государства. И поверьте, этому осталось недолго. Мы эту ситуацию изменим, это я вам обещаю. Стимац колледж, юсунт адептул идеи кастаталитатя молдовеняска арио истории де секури, а кари базов оспуса энсекулу пайс презича. Но и демаймулти орь ампердут суверенитатя, дар ампестрат мемория конвицуирин друг проприю стат, индепендент молдовенецк. Статалитатя молдовеняска требуя консолидаты шиприн дискутии академичи, шиприн инициативе политичи, дар шиприн программе национале, де рестабилире анкредери читатенило проприя цары. Ca președinte voi încuraja lansarea unor astfel de programe, sau le voi susține pe cele existente dacă ele își vor arăta eficiența. Voi fi consecvent în promovarea ideilor pe care le-am respectat dintotdeauna. Vreau să vă anunț că și în acest an, sub egida președintelui, dar și în cadrul campaniei naționale Iubesc Moldova, vor fi organizate evenimente și vor fi create produse prin care să promovăm statalitatea. Vă anunț că în premieră, în curând, o echipă de profesioniști va procede la crearea unui film documentar despre istoria poporului moldovenesc.
de la începuturi până în zilele noastre. Va fi o producție cinematografică excepțională pe care o vom prezenta în toamnă, în ajunul jubileului de 100 de ani de la fondarea Republicii Democratice Moldovenești la 2 decembrie 2017. Vreau să vă spun că noi am început munca asupra acestui film. Va fi un film documentar care, vă promit, va fi amplu repartizat, sute de mii de copii de discuri cu acest film vor intra în toate casele din Republica Moldova. Cu acest prilej, sper să ne mai vedem în acest an. Sper că, și sunt sigur că în toamnă, vom reuși să organizăm un eveniment similar, deja în ajunul sărbătoririi a 100 de ani de la crearea Republicii Democrate Moldovenești. Stimați prieteni, eu vreau încă o dată să salut oaspeții noștri, vreau să salut prezența mai multor tineri în sală. Este foarte important ca tineretul să conștientizeze acest adevăr istoric, iar eu, în calitate de președinte al Republicii Moldova, vă promit că voi sta la straja intereselor noastre naționale. Voi apăra statalitatea Republicii Moldova. Și altfel nu poate fi. Vă mulțumesc! Но я уверен, что наступает новая эпоха, которая была придумана 60 лет назад. Была совершенно другая. Родов, как Европа, разных наций, каждый из которых имеет